Mister Pink și Monica Gabor trăiesc împreună în America o viață de vis. În toamna anului trecut, Monica Gabor și Mister Pink s-au căsătorit oficial, după o relație de mai bine de 10 ani, dar au preferat să păstreze acest aspect doar pentru ei. Cu toate acestea, fosta soția lui Irinel Columbianu a postat pe pagina sa de socializare o imagine cu Mister Pink, în care era scris „Soțul meu iubit”, ceea ce a confirmat toate speculațiile. Mister Pink și Monica Gabor erau cu adevărat căsătoriți. Aceștia s-au cunoscut la un eveniment caritabil și ulterior au început o relație. După ceva vreme, mai exact în vara anului 2021, Monica și Mister Pink s-au despărțit pentru o perioadă de timp. Presa specula că iubitul ei era foarte posesiv și că era nevoită să-i fie supusă în mod constant. Mai mult, se pare că partenerul ei sugerase să renunțe la unghiile colorate, să evite bronzul și să aibă grijă de aspectul ei acasă, folosind produse comandate online și să se abțină de la vizitele în saloanele de înfrumusețare. De asemenea, se spune că nu îi se permitea să apară la televizor sau să posteze pe rețelele de socializare fără consimțământul lui, ceea ce se întâmpla foarte rar. După ce Moni a trecut testul fidelității, cei doi s-au împăcat. Totuși, cine este cu adevărat Mister Pink și ce diferență de vârstă este între el și fosta soția lui Columbianu? Poecu Nuang Su. cunoscut sub numele de Mister Pink, s-a născut în provincia Qinghai, China, la data de 28 ianuarie 1977. Așadar, între el și Monica este o diferență de 11 ani.